Check this. Salut, eu sunt Andrei și astăzi voi face review la camera Taiyai T5 Pro, care am făcut unboxing. I-am cumpărat și un selfie stick telescopic, care am speriat lumea pe stradă aparent, pentru că se desface astfel. Încă se mai desface un pic. Hai, de bă, că poți! Așa. Dați seama să desfac ăsta pe stradă așa. Da. Și am mers cu ea, am montat aici. I-am montat unul din suporții care mi-a dat inclus în pachet. A fost destul de bine. Da. Și am filmat din intersecția cu sens giratoriu Careman din Ploiești până în centru la Poșta Mare. Și am schimbat rezoluțiile de filmare de fiecare dată. În jur de 20-30 de minute din fiecare, cam așa. Și cu stabilizatorul de imagine giroscopic și că activat și dezactivat. Și chiar își face treaba stabilizatorul de imagine. Dar e doar la 4K 30 de FPS-uri sau celelalte rezoluții cu FPS-uri mai mici. Mai puține, scuze. Da, vedeți și voi. Poate îmi spuneți ce credeți. Din punctul meu de vedere, e o cameră bună la preț pentru ce știe să facă. Și 460 de FPS-uri reale. Da, acum vedeți și voi, spuneți-mi părerile voastre. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, to
Acesta a fost review-ul meu la acestei camere. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi, vă rog, părerile voastre în comentarii. Dacă v-a plăcut, dați-i, vă rog, un like. Dacă nu, distruge-l. Poate vă și abonați dacă vă plac videoclipurile mele. Și data viitoare. Salut!